Un șofer în vârstă de 75 de ani s-a înfipt cu mașina într-un stâlp. În urma impactului, șoferul și cei doi pasageri din mașină au fost răniți și transportați la spital. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a condus un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara, dinspre Pestaloții către calea Buziașului, iar la intersecția cu strada Gloriei a pătruns pe liniile de tramvai și a intrat în coliziune frontală cu un stâlp. În urma impactului, conducătorul auto și cei doi pasageri, o femeie în vârstă de 71 de ani și un bărbat în vârstă de 77 de ani, au fost răniți și transportați la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.